seara. Mă bucur să salut din partea Partidului Social Democrat pe domnul Lucian Rămășcanu. Bună seara, domnule Rămășcanu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și din partea Partidului Național Liberal, domnul Tănase Stamule, bună seara. Bună seara. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Rămășcanu, pentru că e încurcătură mare. Din ce ați văzut cu domnul Barbu, e încurcată rău treaba. Zine și anunță că s-au plătit acele subvenții. Noastră, cu ce impresie ați rămas? Este până la urmă luciu de apă pășune? Cum s-a clarificat subiectul? Pentru că părea ceva suspendat, nici n-am mai vorbit despre treaba asta. Până când a apărut ieri domnul Barbu să anunțe festiv că s-a rezolvat treaba, s-au plătit subvențiile pentru stuf. Păi eu ce să vă zic, ați respectabile specialiști în agricultură, văd. Și eu și doamna Țuiu și domnul Stamule, cred că ne pricepem mult la stuf. Eu vreau să vă zic doar atât, că de atâta timp cât văd că dă interviu în stare de libertate, lucrurile sunt în regulă. Nu cred că și-a asumat să facă vreo mișcare ilegală în contextul în care, așa cum a spus, toate reflectoarele au fost pe această chestiune. Înțeleg de la domnul Barbu, cred că el e singurul care să e în măsură să răspundă, dar înțeleg de la dumnealui că este o directivă sau este în cadrul programului de subvenții al Comisiei Europene și SUF-ul, învățasem la un moment dat paludicultură, învățăm cuvinte. Da, s-a profilat subiectul cu palicultura, da. Da, și deci repet, atâta timp cât între microfoane și domnul Barbu nu e nimic care să-l țină în afara libertății, cred că e ok, nu știu ce să zic. Sau ar mai putea domnul Rămășcanu? N-aș risca așa ceva. Nu da. Cred că ar risca nici dumneavoastră. Păi și eu mă gândesc așa, ar mai putea fi și varianta pe care poate doamna Țoi o va evidenția, că nu mai funcționează justiția. Poate să fie și asta. Păi la doamna Țoi sigur nu funcționează, că văd că o avem pe doamna Navălni, ferească Dumnezeu, acolo, pe doamna Clotild. Justiția funcționează în funcție de cum vreau să reu, iertați-mă, n-am vrut să supăr pe nimeni. Doamna Țoiu, vă rog să interveniți, să ne spuneți care e poziția USR-ului în legătură cu acest subiect, unde ați fost destul de activi. Poate că nu mă pricep la stuf, deși am vorbit cu oameni din Delta și unul nu mi-a zis că își hrănește vacile cu stuf, dar mă rog, poate i-a întâlnit domnul Rămășcanu pe aceia care dau lapte din stuf, s-ar putea să fie un produs nou pe raft, la magazin, avem lapte de vacă, lapte de soia, lapte de vacă hrănită cu stuf. Eu n-am întâlnit om în Delta să-mi zică că își hrănește vaca cu stuf, dar la ce mă pricep însă, aș tinde să zic că nu chiar puțin, este felul în care funcționează deciziile. Și nu Comisia Europeană este cea care decide dacă subvențiile României se duc sau nu pe stuf. Această decizie este o decizie luată în mandatul domnului Barbu, când prezida Comisia pentru Agricultură, o lege cu dedicație, pentru că știm că până la această dată 90% din banii ceruți pentru această subvenție sunt, nu-i așa, din firmele care sunt legate de domnul Stănescu prin fiul dumnealui. Deci, istoricul e foarte clar. Domnul Barbu a prezidat comisia din Parlament care a dat această lege cu dedicație pentru cele două, trei firme care au luat, practic, terenul respectiv în concesiune, după care domnul Barbu a fost promovat la rangul de ministru, de unde își aduce aminte nostalgic de vremea domnului Ceaușescu. Ăla este vârful dumnealui de aspirații, ce se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu. O anchetă a oprit temporar aceste subvenții. Rezultatul anchetei nu este public. Au refuzat să-l prezinte chiar și în Parlament la legea noastră, lege care evident oprea această mărșăvie cu banii pe stuf. Și suntem în acest moment în care declarația nonșalantă a domnului Barbu că s-au dat totuși banii pe stuful respectiv la firmele legate de domnul Stănescu, mă rog, asta nu face parte din declarația domnului Barbu, ci din investigațiile presei, e posibil, cred, să fie și datorită, sau din cauza, poate că e mai bine spus, acestei comasări și acestei coaliții PNL-PSD. Pentru că atâta timp cât controlează pe rând instituțiile, odată ce și-au dat mâna, cred că au considerat că nu mai e niciun pericol să-i dea banii rețeaua domnului Stănescu, din moment ce acum sunt prieteni de împreună cu instituțiile care ar trebui să-i controleze. Și aici aș comenta și declarațiile despre justiție, dar ce mi se pare mult mai grav decât asta este că ce vedem la coaliția PNL-PSD este o tentație și chiar tendință sau încercare abuzivă de a face fără de legi cu legea în mână. Adică de a schimba legile în așa fel încât în momentul în care fură să facă asta
parțial legal prin câteva paragrafe din lege. Așa cum au trecut pe repede înainte, de exemplu, legea în care dacă faci evaziune fiscală de 1 milion de euro, dar dai banii înapoi cu dobândă de 15%, nu mai pățești absolut nimic, nu e o problemă. Exact aceeași tendință o vedem, da, și pe stuful din Delta. Domnul Staune, dumneavoastră la PNL, cum vă poziționați în acest subiect care reînvie odată cu această nouă declarație a domnului Barb? De fiecare dată când vorbește omul acesta, lasă în urma sa 3-4 zile de discuție. Eu vă spun, nu e decizia PNL de a-l susține pe un Barbu, este 100% un produs al PSD. Eu are votul PNL, domnul Samule, ne-a trebuit cu moțiune împotriva domnului Barbu și colegii PNL coaliție, doamne, l-au votat. Voi sunteți specialiști în a vă lua cările. Păi există, dar nu puteți să-l votați, păi, da, și să spuneți că nu-l susțineți, trebuie să vă asumați votul, nu, domnul Samule? Eu nu v-am întrerupt, doamna. Da, să-l ascultăm, domnul Samule. Eu n-am zis că nu susțin, domnul Samule, eu n-am zis că nu susțin un om pe care l-a votat. Eu nu v-am deranjat. Dar recunoașteți totuși că deputații PNL l-au votat pe domnul Barbu. Doamna Țoiu, să-l ascultăm pe domnul Samule să-și ducă ideea la capăt ca să înțeleg. O grămadă de oameni de la voi care au făcut. Domnul Stamule, deputații PNL l-au votat pe domnul Barbu. Adică veniți să-mi dați minte după ce v-ați luat jucările și ați plecat. Am înțeles. L-ați votat pe domnul Barbu. Deputații dumneavoastră l-au votat pe domnul Barbu. A fost asumat de coaliție pentru că fiecare partid și de propune. De ce este asumat și de PNL? Eu astăzi am văzut o propunere a domnului Barbu, de exemplu, care propune să se plafoneze adaosurile pentru toate firmele care produc în România la 20%. Adică chestia prin care va distruge toată industria alimentară din România. Eu am rămas blocat când am citit declarația domnului Barbu. Sper că e o greșeală la fel ca cealaltă. Iar trebuie să vină să-și ceară scuze că s-a înțeles greșit ce a vrut să spună. Deci eu nu cred că înțelege, vă spun sincer. Domnul Barbu cred că are probleme mari de înțelegere a tot ce înseamnă economie. Eu am vorbit cu colegul nostru Lupu, care a fost la Apia și care a deschis acest subiect cu stuful. Eu cred că justiția își va spune acolo părerea justiției europeană. Am discutat și cu colegi specialiști în agricultură și nu se cunosc până astăzi animale care se mănânce stuf. Aici e o... că știu că subvențiile se dau pentru nutrețuri, pentru... Da. Probabil că domnul Barbu a reinventat cărțile și de agronomie și de economie. Și eu sper că este un episod nefericit, că în general și noi și colegii de la PSD mai poate să propună oameni mai nefericiți așa pe punct. Da, nu știu, dar parcă și totuși în anul ăsta atât de important, nu mi-a dat până cap să e un accident politic din punctul meu de vedere, domnul Barbu, care cred că multă lume, uitați-vă ce prost a gestionat această criză cu agricultori, au venit oamenii cu tractoare, adică genul ăsta de ministru care nu face decât să lanseze niște prostii în spațiu public, e foarte greu de digerat electoral, da? Nu este ministrul nostru și asta e viața. Deci eu astăzi când am citit articolul că vrea să plafoneze la 20% toată industria prelucrătoare de produse românești, efectiv am blocat. Domnul Romașcanu, adică dumneavoastră, sunteți în această situație ingrată în care sunteți singurul interlocutor al meu care ar putea să-l apere pe domnul Barbu. Când se oprește domnul Stamule, vorbești eu. Hai să-l ascultăm și pe domnul Romașcanu. Deci, din punctul meu de vedere, da, PSD e un partid mult mai serios ca al partener de coaliție decât USR. Asta e, din păcate, asta e viața. Dacă noi am început o coaliție cu unii care au plecat acasă fără să-i gonească nimeni, și din punct de vedere al stabilității politice, nu există alternativă la PSD. Din punctul de vedere al domnului Barbu... Gata, am lămurit-o. Domnul Romașcanu, v-a dat... Nu cred că mulțumesc, domnul Stamule, nu mai să să-l ascultăm și pe domnul Romașcanu. Domnul Romașcanu, v-a dat și o caldă pe final. A zis, domnule, e un dezastru domnul Barbu, dar este cea mai bună variantă. Acum pot să vorbesc neîntreruptare. Vă rog, aveți cum. Să încerc. Da. Domnul Stamule vorbește de accidente, dânsul e un accident evitat. Tot încearcă să ajungă și n-ajunge. Asta e situația, stăm în tribune și comentăm. Dânsul nu și-asumă pe ministru Barbu, dar și-l asumă pe Chirica, și-l asumă pe Alexe, și-l asumă pe domnul de la Prahova. Dânșiau, e într-adevăr, domnul Stamule are o galerie pe care și-o poate susține fără niciun fel de emoții. Eu vă zic atâta. Dacă domnul Barbu, și domnul Barbu a făcut lucruri importante, și dacă vreți o să vă trimit un comunicat scris cu antetul partidului, tot ce s-a întâmplat în agricultură, subvenții date, programe și așa mai departe. Din punct de vedere al stufului hrană pentru vaci, hai să lăsăm specialiștii. Domnul Stamule predă, bănuiesc, altceva, nu predă hrana vacilor din Delta. Din punctul meu de vedere, repet, este un lucru pe care trebuie să-l stabilească cei care sunt în măsură să o facă. Păi specialiștii s-au pronunțat în subiectul acesta, domnul Rămașcă. Dar nu-l văd pe domnul, dacă dai subvenții, aiurea în tramvai, fără să ai niciun fel de justificare,
te ia miliția a doua zi. Așteptăm să se pronunțe parchetul european, parchetul intergalactic. Ce să fac? Acum stau și îl cer pe domnul Barbu că face un lucru care din punctul lui de vedere ilegal. Da, vi se pare, domnul Romașcanu? Și recomanda domnului Stamule să fie mai cald un pic, că bănuiesc că a luat azimut forța dreptei și nu știe cum să ajungă acolo. Aha, domnul Stamule, se întâmplă așa ceva în viața dumneavoastră? Nu are nicio treabă, chiar era mea forța dreptei, așa pot să vă zic. Urmează. Dar mă abțin. Nu urmează nimic. Aveți discursul vâlcear. Dar n-am, da, uitați-vă puțin, deci cum să plafonez la 20% adausurile la industria prelucrătoare? Adică haideți să... Dar nu plafonează în industria prelucrătoare, estimate domn, ci în retail. Nu e adevărat. Uitați-vă ce a declarat, a zis că producătorii români. Păi dacă da, retailul ce face? Se duce mai departe. Păi retailul se duce mai departe de producător, domnul Romașcanu. Eu am un MBA. Omul a zis așa, plafonăm rezultatul producției producătorilor locali. Păi și ce înseamnă asta? Producția producătorilor locali înseamnă că e plafonată la preț. Eu nu... Adică cum să plafonezi un preț doar al producătorilor români? Vă dați seama, toate fabricile care produc în România vor avea plafonare. Hai să vă zic ceva, dar să înțelegeți, deși puteți. În momentul în care tu iei un produs românesc pentru că spui... Da, domnule, eu sunt obligat, sunt moralmente ca retailer, eu trebuie să iau și producția internă. Și o duc și o pun la raft cu adaos de 50% și ce-mi vine mie pe brand propriu și pe ce, pe lanțurile mele de aprovizionare, îl bag cu 5%. Și spun, domnule, am adus produs românesc, dar nu se vinde, că uite, are prețul mare. Și atunci venim cu această măsură, dacă este... Adică le-a făcut nu lăsați chiar asta, când unele le-am spus, încercați să le facă. Puneți puțin minte la contribuție și o să vedeți. Păi nu, dar eu cred că, credeți-mă, eu chiar am făcut analize pe sectorul teritoriu și cred că nu aveți analize bune. Adică dacă inventați noi regulile ale economiei de piață... Celelalte poți să mi le faci și singur. Păi îmi pare rău, dar alte analize decât cele făcute de noi nu cred că există pe piață. Vă spun acum, eu nu știu ce analize aveți noastră, dar eu vorbesc acum de analize instituționale, nu de analize așa de pe masa domnului Barbu. Acum... Adică dacă stăm să ne batem acum în diplome, nu cred că e echilibrat. Nu, eu v-am zis că putem înțelege amândoi un mecanism economic care tinde să perturbe lanțul de aprovizionare local. Trebuie să facem și o... Că nu s-a trezit dimineață cu ideea asta. Da, trebuie să facem și o remarcă favorabilă provenită din ziua de astăzi, domnul Romașcanu. Vă știu un împătimit susținător al domnului Cârstoiu. Pe ceilalți... Nu știu, am văzut foarte mulți membri ai Partidului Social Democrat mai puțin entuziaști așa, mai cu jumătate gură când e vorba de domnul Cârstoiu. Pe dumneavoastră v-am sesizat sincer un susținător al domnului Cârstoiu. Au apărut rezultatele domnului Cârstoiu financiare, economice, având active destul de importante, de peste 1 milion de euro. Adică pare totuși un om prea reușit financiar chiar pentru postura de manager al unui spital. Cei de la Hot News au publicat o anchetă. Mă rog, au publicat niște rezultate. Vă rog. Adunat câți bani are omul? Câți bani are omul adunat? Peste 1 milion de euro.